La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc consfătuirea națională a inspectorilor pentru învățământul preșcolar. În cele două zile s-au discutat problemele ce afectează învățământul preșcolar, cum ar fi degrevarea directorilor, costul standard pe elev, acest lucru se pilotează deocamdată, lipsa personalului nedidactiv, posturile fiind blocate. 10 școli nu au încă mobilier pentru elevi, însă până la sfârșitul săptămânii, firma și-a luat angajamentul că vor fi finalizate. Bună ziua, vă spun și eu. Așa cum ați reflectat atât în presa scrisă cât și în cea audiovizuală, la sfârșitul săptămânii trecute au avut loc la Zalău consfătuirile naționale ale inspectorilor de specialitate pentru învățământ preșcolar. La această acțiune națională am avut ca invitat pe doamna Viorica Preda, inspector general în Ministerul Educației și Cercetării. Am avut de asemenea toți inspectorii din țară, toate doamnele inspectori de specialitate din țară și de asemenea edituri, 14 edituri care au prezentat noutățile pe care dânșii le-au scos în materie de carte didactică, caiete auxiliare didactice, softuri educaționale, mobilier și jucării. Pe parcursul acelor două zile, practic, de dezbatere și de activitate efectivă, vineri dimineața deja, sâmbătă dimineața deja a fost ziua, dimineața plecării, în cele două zile, precum spun, s-au discutat o serie de probleme care afectează învățământul preșcolar, așa cum afectează și celelalte zone ale învățământului. De exemplu, în învățământul preșcolar ne confruntăm în această perioadă și începând de anul trecut, de fapt, cu degrevarea directorilor DPJ-uri de ore. Adică, începând cu anul trecut, o serie de localități și o serie de PJ-uri, de directori ai PJ-urilor, nu au mai avut degrevare de ore, astfel încât i-au desfășurat atât activitatea de director, cât și cea de educatoare la o grupă de copii. Lucru care le-a îngreunat mult activitatea, contravine într-un fel și codului muncii, care prevede un anume număr de ore pe săptămână, ori dânsele trebuiau să fie efectiv la activitatea cu copiii un schimb, iar apoi să-și preia atribuțiunile de director și în același timp să-și mai pregătească pentru a doua zi din nou activitatea. A fost un subiect care a prins, nu este specific doar sălajului și noi avem astfel de situații, ci s-a regăsit în mai multe județe ale țării. De asemenea, un alt subiect pe care l-am discutat a fost costul standard per elev. Doamna Viorica Preda ne-a lămurit că acest lucru se pilotează în această perioadă și că tot timpul vor ajusta, deci pe măsură ce vor veni din teritoriu sesizări privind faptul că nu acest cost standard per elev nu acoperă cheltuierile cu fiecare copil din unitate, pe măsură ce ei la minister vor primi astfel de date, vor ajusta aceste costuri și speră ca într-o perioadă de 5 ani să reușească acest lucru. De asemenea, lipsa personalului nedidactic, lucru cu care ne confruntăm și noi aici în sălaj, s-au blocat posturile, o parte din personal a plecat, s-au pensionat sau așa mai departe, au fost o serie de situații și s-a spus că o să se deblocheze probabil în timp, nu se știe când. De asemenea, grupele prea numeroase, am discutat despre programele naționale care continuă sau cele care vor fi demarate începând cu acest an. Se dorește o revizuire a fișei postului pentru educatoare și fișa de evaluare a copilului, fișa de evaluare a educatoare și fișa de evaluare a copilului preșcolar. De asemenea, s-a elaborat scrisoarea metodică, este un fel de ABC sau în această scrisoare metodică se prezintă direcțiile principale pe care ministerul și colegele inspector doresc să le transmită în teritoriu. Scrisoarea metodică va cuprinde 4 aspecte, curriculum, evaluare, mediu educațional și management. Această scrisoare metodică ne va parveni, s-a lucrat la ea,
tot ceea ce s-a lucrat a fost preluat de doamna Viorica Preda, care împreună cu specialiștii din minister preiau aceste idei, le vor mai completa cu ale lor și o vor transmite în teritoriu în perioada următoare. De asemenea, știm că se fac foarte multe cursuri de formare și s-au făcut în ultimii ani cursuri de formare pe o serie de aspecte, într-adevăr importante. Dar ceea ce s-a constatat este faptul că nu întotdeauna oamenii care au beneficiat de aceste cursuri aplică în practică ceea ce au învățat. Și atunci, începând cu acest an, și sigur și până acum a fost acest lucru, dar acum mai mult ca oricând, vom încerca să monitorizăm. Da, ai fost la un curs, este foarte bine, te-ai îmbogățit atât profesional cât și spiritual poate, dar dacă aceste lucruri cu care tu te-ai îmbogățit nu le transmiți mai departe celor cu care tu efectiv lucrezi, înseamnă că undeva cheltuiala a fost minimă sau inutilă. Și atunci vom încerca să găsim modalități de a monitoriza, astfel încât să nu fie importantă hârtia pe care tu ai obținut-o, ci să fie important ce ai învățat sau ce ai aplicat din ceea ce ai învățat. Cam acestea au fost problemele pe care le-am dezbătut. Sigur că pe lângă perioada efectivă de lucru, pe grupe, în plen, am vizitat și unități școlare. Domnii inspector general au discutat despre problemele pe care le avem. Noi ne-am dus la o unitate școlară nouă. Am spus în program, în agenda consfătuirilor, era vizitarea unor unități școlare și am vrut să arătăm ce avem mai bun și mai frumos, adică o grădiniță altfel. Grădinița Dumbrava Minunată a fost grădinița vizitată, este cea mai recent construită unitate școlară după un proiect nou. Majoritatea doamnelor inspector s-au arătat, cele cu care am discutat, s-au arătat încântate de proiect, de felul în care este organizat o astfel de unitate școlară și au plecat cu impresii foarte bune. Am mai avut o vizită la Grădina Botanică, astfel încât să le arătăm că avem și atracții turistice la noi în județ. Consider că am avut mult de învățat. Eu am participat acum pentru prima dată la astfel de consfătuiri naționale și proba de foc a fost faptul că a trebuit să le și organizez. Am avut sprijin, am avut sprijin din toate punctele de vedere, atât moral cât și financiar. Am avut sponsori care s-au ocupat, ne-au ajutat pentru a le desfășura în condiții cât mai bune. Și am avut oameni buni și pricepuți care mi-au stat alături pe tot parcursul, începând de la inspectorat, primărie, dar nu cele mai importante, îmi cer scuze, cele mai importante au fost colegele mele, educatoarele. În tot județul acest eveniment a fost perceput ca o provocare pe care Sălajul o are, ca un mod prin care noi, ca inspectorat, ca și comunitatea educatoarelor, ne prezentăm și din această provocare am ieșit, să mă laud puțin, la superlativ. Deci toate ecourile mă sună și acum, colege din țară, mulțumim pentru ospitalitatea cu care ne-ați primit. Mulțumim pentru felul în care s-au desfășurat. Au fost, uneori spuneau dânsele, cele care au participat mai demult, că uneori exista un oarecare formalism. Hai să repede, deci era mai puțin provocator ceea ce se întâmpla. De data aceasta au spus că din prima zi s-au pus probleme, s-au discutat probleme, s-a simțit viață în aceste consfătuiri. Și asta n-a făcut decât pe noi să ne bucure că aceste lucruri s-au întâmplat aici. Sunt blocate, da. Se lucrează foarte greu. Asta nu depinde de noi ca și inspectorat școlar. Este, mai ales pentru personalul nedidactic, este problema primăriei. Primăria este cea care deblochează astfel de fonduri, din câte am înțeles eu. Avem unități și în Zalău, astfel de unități care funcționează deja de 2-3 ani cu personal lipsă, dar cu o lipsă acută de personal nedidactic.
Voluntariatul, spiritul, deci capacitatea oamenilor de a dărui a celor din învățământ, îi spune cuvântul aici. Educatoarele n-au pregetat nicio secundă în a merge cu copiii la baie și a-i ajuta dacă nu avem personal în acest sens, în a se implica în, efectiv și în așezarea mesei, deși nu intră în atribuțiunile dânselor, însă având analizele, noi avem un set de analize pe care ni-l facem, deci putem să ajutăm la aceste lucruri. Nu le-a fost ușor și nu le este ușor. Sigur că ne-am dori să funcționăm cu personal complet, este idealul. Oricum există grupe aglomerate în unele unități care ar necesita probabil, s-ar putea construi chiar două grupe din acele grupe numeroase, dar ne descurcăm. Nu înseamnă că ne face plăcere, nu înseamnă că nu ne-am dorit să avem parte de personalul complet, însă, așa cum știți, salariile sunt de un anume nivel, cerințele sunt tot mai mari și trebuie să recunoaștem că implicarea părinților în aceste aspecte, atât educațional cât și material sau a felului a ceea ce se întâmplă în unitățile școlare, este din ce în ce mai mare și asta ne bucură. Înseamnă că este un schimb permanent de informații și acest schimb de informații e benefic în primul rând pentru copil. Dar ne dorim să funcționăm cât mai bine, însă nu depinde, mai ales la personal nedidactic, nu depinde de inspectoratul școlar. Cine a gândit aceste blocaje? Asta s-au blocat, îmi cer scuze, probabil că știu, deși nu le-am gândit noi ca inspectorat în primul rând. Gheorghe Bancea, inspectorul școlar general al județului Selaj, a anunțat că în următoarele zile vor fi deblocate 4 posturi de șofer pentru microbuzele școlare, iar în cel mai scurt timp speră să se deblocheze peste 100 de posturi nedidactice și didactic auxiliar. S-au mai deblocat, dar de exemplu la 7 posturi, ceva era ceva în genul... În urmă cu ceva timp... Asta știam. Dacă vă aduceți aminte, din 2009 încoace, s-a încercat să se facă o economie la buget, da? Sau posturile în momentul în care s-au eliberat prin pensionare sau prin alte forme, ele au devenit blocate. Adică nu se mai puteau face angajări pe aceste posturi. Ei, în momentul de față, în urmă cu vreo două luni, noi am demarat o acțiune de a debloca o parte din posturi, astfel încât să ne putem continua activitatea în condiții optime. Suntem în etapa în care zilele următoare trebuie să ni se deblocheze posturile de șofer pentru 4 microbuze care le-am primit în ultima vreme la nivelul Inspectoratului Județean Selaj. După care facem demersuri pentru, de fapt demersurile sunt demarate, pentru a debloca și celelalte posturi de care avem nevoie urgentă. Câte sunt aceste posturi? Deci 4 de șofer, dar undeva la per total, un necesar pe care l-am făcut noi, undeva peste 100 de posturi. 110. Nu didactice, este vorba de posturi nedidactice și didactic auxiliar. Posturile didactice trebuie să le ocupăm, deci nu avem cum. Deci ele nu sunt blocate. Doar că săptămâna viitoare, pentru acele posturi care n-au fost ocupate prin concurs și nici n-au putut fi ocupate datorită acelor restricții de notă, săptămâna viitoare, printr-un ordin de ministru, se vor putea organiza concursuri la nivel de școală pentru ocuparea acestor posturi. Noi, personal, n-am fost informați cu privire la acest subiect. Ministerul Educației are o preocupare majoră privind debutul anului școlar și mai cu precădere începerea în condiții deosebite a clasei pregătitoare. Mâine am videoconferință de la ora 16 pe tema aceasta, iar vineri la fel. Acum așteptă. Depinde ce se întâmplă astăzi până... Acum am adus mobilier, mâine. Avem mobilier. Exact. Deci mobilier în afară de 10 unități. 10 unități. 10 școli, da? Ca să fie 10 școli. Este firmă de-a noastră care a contactat Selaj și una din Cluj. Chiar acum, înainte de a intra în conferința de presă, am vorbit cu domnul Pap de la firma respectivă și în zilele acestea finalizează. Dânsul trebuia să finalizeze săptămâna trecută.
dar a zis că n-a reușit și acum mi-a promis că zilele că acestea se încadrează în termen. Și cu asta suntem... Da. Surducu, Bălanu, Mirșidu, Sărmășagu, Școala Horea din Șimleu, Școala Maghiară, Sârgu, da, cam astea. A, încet, încet. Dar am vorbit chiar acum, înainte de a intra în conferința de presă, ca să vedem ce se întâmplă. Mircitul a scris? Da. Da, și cred că mai este... Școala Horea. Dobrin. Dobrin nu cred că l-am întâlnit. Nu, ăla cred că s-a făcut. Dobrin nu l-a dat. Le-am notat de sus. Deci au fost formate 127 de cadre didactice. Suficiente? La toate clasele independente sunt cadre didactice suficiente. Rămâne de văzut acolo unde există un elev, să zic, la grupa pregătită, la clasa pregătitoare, la simultan, combinat cu alte clase. Dar nu vor fi cazuri să nu fie învățător. Nu, să fie clasa simultană, clasa simultană. Da, eu v-am mai spus că există clase simultane, 41 de clase. De exemplu, o comună, da? O școală dintr-un centru de comună și-a propus o clasă pregătitoare, dar acea clasă pregătitoare funcționează în școlile aparținătoare. Și cu cine se asociază clasa pregătitoare? Deci, cum se practică la învățământul simultan? Poate fi clasa pregătitoare plus clasa întâi sau poate fi clasa pregătitoare plus clasa a doua. În funcție de numărul de ele. Eu am mai afirmat că nu putem scăpa în totalitate de învățământul simultan în viitorul foarte apropiat. Da. Probabil era prin mai-iunie, când încă nu se știa exact care e situația. În momentul în care clasa pregătitoare a trecut cu totul la învățământul primar, avem 73 de clase independente și 41 de clase la învățământ simultan. Și